o demonstrație. Deci vedeți că tot ansamblul hidraulic se deplasează lateral. Asta ne este de ajutor în cadrul fermelor pomicole, unde avem arbor pomic. Deci pentru a nu fi loviți de crengi, putem deplasa cât mai pe lateral toată instalația hidraulică și probabil că așa va proceda și colegul, a vă duce-o pe dreapta cât mai mult posibil. De asemenea, unitatea de frezare cu care este dotat are palpator care simte fiecare obstacol, care poate fi copac sau arbust fructifer. De asemenea, ar mai simți și șpalierii sau tot ce ține de instalația de irigare. Capetele de lucru la acest model pot fi interschimbate. În cazul nostru, noi le-am adus cu o freză rotativă. Dar pentru frezare se poate înlocui exact această unitate de aici. În 10 minute se poate monta și o freză rotativă sau o freză verticală, tot pentru operațiunea de frezare. De asemenea, se mai poate comanda la el și tocător vegetal cu palpator, care tocătorul poate să fie un tocător cu tambur sau o cositoare cu dughiscul. De asemenea, tot din gama de accesorii disponibile pentru unitatea hidraulică cu palpator, putem mai aduce și curățătorul de blăstar sau niște pluguri rotative. Deci gama de accesorii pentru această unitate cu palpator este destul de vastă și ne permite efectuarea mai multor operațiuni. De la tocare, frezare. Unitatea hidraulică este dotată și cu radiator de răcire a uleiului hidraulic, ceea ce ne permite lucrul ore în șir, pentru că circuitul hidraulic nu se va supraîncălzi, el fiind răcit cu ajutorul acestui radiator. Colegul meu va porni să frezeze, vă atrag atenția că acest rând nu este tocmai rândul ideal pe care ne-ar plăcea să lucrăm, pentru că copacii au ușoară creștere înspre rând. Dar vă fac o demonstrație ca să vă faceți idee despre cum lucrează palpatorul. Așa. Acest motocultivator are ambreiaj hidraulic și ghidon reversibil. Îl rog pe colegul meu să ne arate ce înseamnă reversibilitatea ghidonului. El se poate roti 180 de grade. Motocultivatorul are în față o priză de putere, cam ca și la tractoare, dar de turație mai mare. Pe această priză de putere se pot atașa accesoriile pe care le-am menționat. În poziția aceasta, putem să-i dăm jos freza și să punem o bară de cosire pentru a cosi. Sau, iarna, o turbină de zăpadă, o perie, o lamă de zăpadă, un tocător vegetal. Iar în poziția cealaltă, în poziția de lucru cu freza, când avem priza de forță în spate, putem să-i punem accesorii tractate, cum este freza respectivă sau un plug reversibil, o remorcă care se agață, o cisternă de erbicidat. Deci, datorită reversibilității ghidonului, avem de-a face cu o serie largă de accesorii montabile pe motocultivator. Turația este o turație mare, la priza de forță, de 990 de rotații. Freza are un reductor care
reduce din turație și ajungem să avem o rotație la cuțite de 450 de rotații pe minut în maxim, ceea ce este o rotație foarte mare. Motocultivatorul are și diferențial blocabil, sateliți la roz, deci se manevrează foarte ușor. El, așa, în configurația asta, are vreo 130-140 de kilograme, dar datorită sateliților la roz, este foarte ușor de manevrat stânga-dreapta. Colegul meu reglează adâncimea de lucru, pot să o pune mai pe maxim, pentru că terenul, din câte se vede, este mai apenat și mai profesat. Deci putem intra pe adâncime mai mare de lucru de întâlnă. În mod normal, ar trebui să punem pe lucru pe o adâncime mai mică la început, la a doua, a treia trecere, să facem adâncimea maximă de 700-800 cm. În adâncime. Treia este ușa acasă. Această cărcată protejează cărcatele utilizatorului de Motocultivatorul are 3 trepte de viteză, în fie atât.